Vrei da. Să faci poză cu tricou? Că eu dau vot. Da? Hai să te văd, mă! Bă, asta e mai ușor ca așa. Asta e cel mai ușor motor, Coco. E cel mai ușor, nu cred că CBR-ul e mai ușor ca asta. N-are cum. Da. N-are cum, Coco. N-are cum. Ne uităm pe net? Am putea. Da. Unde-l lași acolo în păpușoi, mă? N-are mașalier, boss, mec. N-are mașalier? Și greutate are. Nu! Oi, ce pericol e! Hai de capul meu! Nu cumva să apropii de Kawasaki, mă, să... Vezi, să nu te lipești de... Kawasaki! Dragi copii, prima lecție pe motociclism, nu așa. Salutare, Team Green 2019. Prima ieșire cât de cât cu motocicleta. Am dat drumul la motor. Dar încă n-o să merg cu el în prea mult, pentru că la sfârșitul lunii îmi expiră ITP-ul, trebuie să-i schimb cauciucurile pe care mi le-am luat, dar încă n-are timp mecanicul de mine. Ce greu îți trage. Aici este încă benzină de anul trecut. Nu prea. Îl simt mai puturos, așa. Trebuie să schimb și uleiul, evident că na. O stat 6, 7, 8 luni. 6, 7 luni, cam așa. A, cât a fost iarna, a stat afară. Uleiul se depreciază în timp, indiferent dacă îl folosești sau nu. Și... normal că vreau să am grijă un pic de el. Tocmai ce s-a lovit o pățăriche de mine. Pățăști. Pare rău de ea, da. Bine că nu mi-a dat în cască, că era nasol. Sau în cameră, că era nasol. Mi-a dat în umăr. Mă rog, deci, cum ziceam, slicurile cu care am umblat deja două sezoane
Îți gata, cauciucul e... Să sparge, să... Nu mai am ce să fac cu ele. Și oricum n-aș putea să-mi iau ITP-ul cu cauciucuri de tipul ăsta. Ce faci acolo? Ia zi! Focolino! Ce cauți pe... Mă filmezi? Da. Numai ciucuriții să văd. Turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Ce vrei acum să-mi arăți bulanele? I've dreamed, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent, falling, the wind is calling. You must return to the wild. You're silent, falling, the wind is calling. You must return to the wild. De ce satul cu sălcile aici? Cum îi zice la satul ăsta? Ardud, vedete de Ardud. Mădăraz. Mădăraz. Ți-ai mă că Ardudul e mai încolo, că și mai... Nici măcar Ardud nu ești tu. Dic, hei. Follow me down, there's no one around. Lay back and take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite. Can make you feel just like you were young again. Da, bun, hai să vedem cum totuși se pornește MV Augusta după primul fail de înregistrare. Deci avem o prezentare nouă a modelului MV Augusta. De 30 de mii. Da. E nouă. E un model, o ediție specială AMG. Da. Fake never. Stai, nu, cum ai zice? Copie. Copy paste. Copy. Da. No, ia te rog, Coco, prezintă-ne. Nu pe YouTube asta, nu? Încă nu. Ce vrei să-ți demonstrezi? Prezintă-ne, te rog, cum se pornește o MV Augusta. Ca orice motoretă, da. Se pune contactul. Da. Cheia cu casca Rossi. Da. O să pornească. Da. Cu alegato. Facem așa o dată. Te rog să pornești. Prea fericitul Coco. Tragi de manetele de 250 de euro. Corect. Așa. Și apeși. Și are butonul ăla ca la BMW, știi, numai apeși, nu trebuie să simți, da. Și apeși o dată, scurt. Da. Ăla numai dacă ai amprenta înregistrată, că e cu amprentă. Deci dacă nu e titularul. Stai că murdar pe mâini. Hai că trebuie suflat, știi? Sau lins. Extraordinar, nu pornește. Nu, pentru că să fac două operațiuni pentru. În cazul ăsta că acum că ai instalat antifurtul, ăsta e antifurtul, că, da. Mi-am adus aminte că nu pornește așa. Da. Trecem la faza a doua. Scoți cheia, deci bagi aici la codiță. Scoți.
scaunul șaua, afară, așa. Șaua pasagerului. Deci scoți șaua, o întorci. Să nu zgâri cumva 30.000 de euro, așa. Așa. Ca pastrama pe grătar. Exact. Apeși de aici butonul magic. Este un buton magic este acolo. Un buton și face hop. Hop. Da. Pac. Asta. Și iese șaua. Aole, aole. Întorci tot așa frumos. Și o pui lângă. Aici, așa lângă, frumos, da. Știi? Așa, după aia scoți. Scoți cheia. Cheia, din nou. Da. Stai așa. E mai greu, așa. Da, ok, are un joc. Are un pic de schemă. Da, așa. O pui înapoi. O pui înapoi. Okay. Și scoți electromotorul 2. Roșu. Asta e piesă făcută de ăștia, exact. Augusta, de MV Augusta. Roșie. Da. Scrie MV Augusta, exact. MV Augusta. Roșu ca să treacă reareu, exact. Altfel nu trece. Da. Exact. Să fie la culoare cu motor. Cu verde, dar nu m-a trecut. Nu, normal, pe aia e... Bine, Kawasaki n-are nevoie de chestii de astea, dar des. Cheia, da, învârți cheia, deci da, ce ok. Ce v-ați făcut, că un bloc operator ai? Da, mă, stai, mă, că... Așa, pui electromotorul 2, știi? Scurt, pui acolo, contactul. Așa, așa, și faci așa. Bravo, bravo, bravo! Ce, așa a, pornește în ai tras șocul sau de ce? Nu, s-o frecat de casă. Da, am înțeles. Am înțeles. S-o frecat. Da, da, da. Am crezut că era pe șoc. Nu. Cum oprim? Te rog, prezintă-ne cum oprim. Eu oprim cu-i mare lucru. Oh, sim. Că să oprit funcționează. Sim. Da. De oprit întotdeauna să opresc astea italiene. Bravo, da. De pornit e mai greu. Deci asta a fost video educativ. Da. Pornirea unei Augusta AMG. 2010. 2010-2011. Așa. O să pentru viitorul client? În valoare de... Undeva la 18.000-19.000, negociabil. Merge? Atâta negociezi? 10 le-au fost pentru tricou, ca da. La Messi. Ok. Bine. Cred că cumpăr. Nu-i japonez. Ți-o cumperi tu? Da. Dai 9.000, dai 9.000. Ce interesați? Dacă îți dau și electromotorul. Dacă îți dai și electromotorul. Parcă sunteți la nuntă, frate. Bă, da, 10 minute, da. Găsesc pe mădăras la Crossroads. Are foarte multe accesorii. Da. Deci, da. Mă interesează. Asta e piele de maimuță sau ce asta? Nu, asta e teaca. Asta e teaca. A, e special. Teaca, am înțeles. Și după aia iei scaunelul și îl pui la loc. Da, corect. De aia l-au făcut așa, nu cu da, șuburi nu ca japoneze. Da, corect, ca să poți să... Când ai nevoie de pornire, una, două. Da, 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 da. Când nu-ți pornește. Atâta că japonezele n-au nevoie de... Garanție? Da, zero. Garanție pe viață! Auzi, garanția e pe viață. Ai luat-o la tine, rămâne. Că nu ți-o mai cumpără nici dracu. Nu, cred că mă bucur de două ori la faza asta. Când îl iau și când îl vând. Da. Nu, auzi, când îl iei, se bucură el. Când îl vinzi, te bucuri tu, știi? E bun, ne bucurăm. Sper că o motoretă perfectă pentru un moșneguț de peste 45 de ani. Da, da, da. Stilat. Să meargă stilat. La cafea duminica. Corect. Așa, lejer, da, cu papuși de aia de piele ascuțiți frumos, de bun simț. Cu opinci. Cu opinci. Verde, o pingi sau o împingi? O împingi tradițional. Cu o împingi. O împingi tradițional. Nu tradiționale, tradiționale. În rest, motoreta a funcționat. Da, extraordinară. Mai ales că nu-i oprit. Da. Așa de frumos stă aici, deci extra. Da, uite ce talent are. Da. Avem o talpă extra care se dă în... În... Unde? Uite bun. Acolo jos, da, bonus. Bonus, bonus. Da, asta se oferă cu motocicleta. Neapărat roșie și asta ca uneltea specială din teacă. Da. Deci atâta că e făcută de Honda aia. De Honda. Aia e de la Honda 600 rar. Da, din 2007. Da, da, nu face gură de deci... Da, nu contează. MV Augusta oricum e peste Honda, deci e deasupra, stă pe ea. Păi e motocicleta superioră. Trebuie ceva de Honda ca să Augusta. Da, trebuie o Honda oricum trebuie să țină Augusta, înțelegi? Deci asta. Altfel Augusta nu.
Mersi. Mersi că ai venit. Și eu mersi de invitație. Și de ăsta. O să-l pun la loc de cinste. Da. Da. Să nu uiți când te dai jos, să nu-l iei tot. Sper asta. Și filmare s-o la BMW-ul. Cum facem? Ți-l dau. Dar nu știu cum să ți-l trimit, că o să fie mare. Dar oricum o să-l vezi pe YouTube, de nu te... Nu... Așa se vede, știi? Ți-l trimit, ți-l trimit. Da. Ne auzim. Mersi. Da, ceau. Atât a fost cheful. Mergem către casă, că mâine la muncă. Am adus un Kawasaki Z750 din Iași. Am înregistrat doar 'momentul în care am reușit să mai și povestesc, pentru că în rest mi-a fost un frig de a muri. Dar din păcate nu am reglat camera cum trebuie și se vede foarte jos. Probabil că o să bag așa niște bucățele mici. Salutare, Team Green! Ce faceți voi? Mă doar toate. Vin de la Iași, am ajuns în Bistrița. N-am înregistrat absolut nimic până acum, pentru că a fost o vreme de tot căcatul, un vânt exagerat, minus nu știu câte grade și... Era să mor de frig. Am fost la Iași să aduc motorul ăsta, care este un Z 750 din 2009, ceva de gen. Foarte fain motorul. Extraordinar de fain motorul. Arată nemaipomenit. Aproape stoc. În afară de niște căcaturi, gen căcatul ăsta, care sunt aftermarket și alte mici chestii, dar gen tobă, șeile, totul stoc. Se mișcă extraordinar de bine. E motorul frate-meu, care încă nu și-o... Acum numai s-o înscris la școala de A. Ce mai poți dori de la un motor? Am un serios! Ce mai poți dori de la un motor care face chestia asta? Deci nu știu, nu, dar nu cred că mai poți să-ți dorești ceva. Nu cred, nu, nu știu, da. Pui mei, într-adevăr, costă 4.000 de euro, dar... Asta-i pe viață, frate. Nu-mi
Socks and shoes right off. That natural light is so damn polite. Dani, asta e pentru tine. Eu n-am reușit să pornesc numai cu electromotorul, care îl știi și tu. Dar Adi are altă mână. Adi, arată-i tu cum se pornește. Și ca să înțelegi că funcționează și la mine, uite.